azi, în zi de bucurie, în localitatea Vlădejde Muscelu, se pune piatra fundamentală și începerea construcției unui noi mănăstire, Hramul Sfântul Neagoi Vodă Basarab, unde, ca și în Sfântul Munte Atos, se vor săvârși rânduielile specifice cu evlavie și cu multă dăruire. Gândul de a veni în România și a construi și acasă ceva asemenea din Atos a fost gând binecuvântat de Dumnezeu și inspirat de Sfântul Neagoi Vodă Basarab, Domnul care a ajutat într-o ctitoria domnească din muntele Atos, în Balcani, în Asia Mică, în Grecia și până în muntele Sinai. Iată că evlavia Sfântului Neagoi a chemat în țara românească, în Patriarhia Română și aici Arhiepiscopia Agiu și Muscelului, mai acasă, aproape de celebra ctitorie de la Curtea de Argeș, ca sub streșina cele mai frumoase zidiri să se întrupeze numai la câțiva zeci de kilometri ctitoria mult dorită de Părintele Ștefan, Părintele David și Obștea Atonită, românii noștri care n-au uitat Biserica Străbună și neamul românesc, mulțumindu-le din toată inima că ne-au ales pe noi și Argeșul, prima capitală a țării românești și prima mitropolie a Bisericii Ortodoxe din secolul XIV, ca să chidorească într-o dăinuire. Așează robul Dumnezeu Cosma, stare și păstora Sfintei Mănăstiri, Sfântul Neagoie Vodă Basarab, din Vlădejde Argeșului. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic toiagul acesta pe care, sprijinindu-te, vei conduce turma ta, pentru care vei da răspuns Dumnezeului nostru în ziua judecății și noaptea să lese de aperi de lupi. Într-omul Părintele Stare se m-a dus o carte învățăturii lui Neagoi Vodă Basarab către fiul său Teodosie, ediția completă. E o completă Neagoi Vodă Basarab. Icoana cu Sfântul Neagoi Vodă Basarab, făcută așa în sepia de Maica Starisă de la Văleni, Maica Eleodora, care e mare artistă. Că s-a binecuvântat și a preamărit împărăția ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și părurea și în vecii vecilor. Amin. Iar de piatra aceasta, prin șoprirea cu apă, sfințită într-o neclintită temelia bisericii, ce se zidește. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se pune temelia bisericii acestea într-o slava Marii Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos într-o cinstea și pomenirea Sfântului Neagoi Vodă Basarab. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfântul Neagoie Basarab a îndemnat pe urmașii săi la tron să poarte grijă bisericilor și să le asigure continuitatea, fiind conștient că biserica a fost, este și va fi liantul națiunii române. Preacuvioși și preacucernici părinți, prea iubiții mei frații hăstreni și atoniți, drept slăvitori creștini, mă simt copleșit în acest moment de greutatea sarcinilor pe care mi le-am asumat. Dar sunt liniștit pentru că o fac din ascultare, iar ascultarea este acoperită de har. Am fost chemat de Gheronda Ștefan și de Părintele David să împlinesc cu binecuvântarea înalt preasfințitului Calinic această nobilă
dar grea misiune care covârșește puterile, priceperea și capacitatea mea. Îmi doresc mult ca pe viitor mănăstirea aceasta și obștea monahală a Sfântului Nagoie Basarab să rămână înfrățită duhovnicește și să păstreze o legătură strânsă cu mănăstirea Sihăstria și cu obștea monahală românească de la muntele Athos. După plecarea Sfântului Nifon de pe meleagurile țării noastre, Neagoie se încredințase povățuirea lui Maxim Brancovici, unchiul doamnei Despina Milița, soția sa, viitor mitropolit al țării românești. Acești dascăli și povățuitori ai domnitorului erau străluciți teologi ortodoxi cu formații sihaste, care i-au transmis lui Neagoie duhul sihast. Acesta chiar a fost numit de unii istorici prinț sihast. Dragostea de viața călugărească l-a făcut să fie și unul dintre cei mai însemnați donatori români din toate timpurile către Sfântul Munte, poate chiar cel mai darnic. Iată motivele care ne-au îndemnat să alegem eparhia Argeșului pentru a ridica aici mănăstire în cinstea acestui mare domnitor al neamului românesc. Mișcați de aceste sentimente, am porcesc la Arhiepiscopie, la Înalt Preasfințitul și i-am expus dorințele noastre. Înalt Preasfințitul Părinte Calenic s-a arătat deosebit de încântat de proiect și ne-a bucurat mult când fără întârziere ne-a acordat arhiereasca binecuvântare pentru a face demersurile în vederea construirii unui schit închinat Sfântului Nagoie Vodă Basarab, care apoi la vremea cuvenită să fie ridicat la rang de mănăstire. Voim să ridicăm această sfântă mănăstire ca un prinos de recunoștință pentru tot ceea ce a făcut domnitorul pentru neamul românesc și pentru biserica noastră, dar și pentru întreaga ortodoxie.